în această săptămână la Vaticano. Călătoria Papei în Republica Democratică Congo și în Sudanul de Sud. Vom retrăi călătoria sa apostolică istorică. Luați loc și ascultați-l pe episcopul José Ignacio Munilla din Spania, care ne povestește câteva amintiri de ale sale despre Papa Benedict al XVI-lea. Și veniți împreună cu noi într-un pelerinaj la Lourdes, organizat de Dicasterul Comunicațiilor din Vatican. Vaticano începe! În 3 februarie, în timpul pelerinajului ecumenic al Papei Francisc în Sudanul de Sud, președintele țării a anunțat că va relua angajamentele sale în cadrul convorbirilor pentru pace începute la Roma. Pelerinii au venit cu ore înainte în Sudanul de Sud, așteptând de-a lungul parcursului, pe lungime de kilometri și în fața Palatului Prezidențial, venirea Papei, a Arhiepiscopului de Canterbury, reverendul Justin Welby, și a moderatorului Adunării Generale a Bisericii Scoției, reverendul Ian Greenshield. Inițiativa Bisericii Romei privind convorbirile pentru pace în Sudanul de Sud a luat naștere imediat după întâlnirea de rugăciune din Vatican dintre Papa Francisc, Arhiepiscopul de Canterbury și moderatorul Bisericii Scoției. S-a considerat un lucru favorabil în contextul local de a ne angaja mai mult în procesul politic. De aceea s-a hotărât de comun acord, pe de o parte guvernul, pe de altă parte cei care nu semnaseră înțelegerea politică, de a se întreprinde un dialog destinat convorbirilor pentru pace, procesului de împăcare din Sudanul de Sud. Pelerinajul ecumenic din Sudanul de Sud, a doua parte a celei de-a 40-a călătorii apostolice a Papei Francisc, s-a confruntat cu acest fapt precedent. Guvernul Sudanului de Sud întrerupsese acum câteva luni convorbirile inițiate la Roma, deoarece ambele părți implicate s-au acuzat reciproc că nu colaborează cu bună credință. Președintele țării însă a declarat că, datorită vizitei Sfântului Părinte, va relua dialogul. Astă seară am fost informați că președintele țării dorește să reia convorbirile la Roma cu restul părților implicate. De asemenea, că transmite acestora invitația de a fi sinceri și de a relua negocierile. De aceea credem că în următoarele săptămâni se vor putea relua convorbirile, ceea ce constituie o veste bună. Bineînțeles, în mod clar, acest fapt este legat de vizita Papei. De călătoria sa ecumenică este un rod al acestei vizite. That we can collect from this visit. Pelerinajul ecumenic a început să fie pregătit încă din anul 2017, dar a fost amânat în mod repetat din cauza măsurilor de siguranță impuse de pandemia COVID-19 și de problemele de sănătate ale papei. Acest pelerinaj este cea mai importantă vizită la nivel înalt ce s-a efectuat în Sudanul de Sud de la crearea sa. Marchează o mai veche încercare a bisericilor creștine de a-și impune în mod blând influența lor morală. În timpul celei de-a 40-a călătorii apostolice a Papei, membrii comunității Chemin Neuf, Drum Nou, care slujește pe cei sărași din Kinshasa, au organizat câteva evenimente publice. Cu astfel de ocazie, am avut o convorbire cu unul dintre membrii săi, părintele Pierre Etienne. Sunt părintele Pierre Etienne din comunitatea Chemin Neuf, o comunitate catolică cu vocație ecumenică, care a fost înființată în Franța în urma cu circa 50 de ani. Sunt în Congo de 6 luni și conduc comunitatea de aici. Un aspect unic fundamental al comunității Chemin Neuf este asistența copiilor abandonați pe străzile din Kinshasa și reunirea lor cu familiile din care provin. Când cineva intră în acest centru, este întâmpinat, ascultăm ceea ce ne povestește și apoi întreprindem cercetări pentru a-i descoperi familia. Un lucru deseori întâlnit care cred că este regretabil e legat de bisericile de renaștere spirituală. Ei își trimit copiii în stradă, spunând că s-au făcut farmece asupra lor și că nu se mai pot întoarce în familii. Astfel, copiii trăiesc pe străzi și se simt pierduți, iar noi îi primim. Într-un oraș de peste 15 milioane de locuitori, vă puteți imagina că este aproape imposibil să se desfășoare această activitate. Cum are loc procesul de împăcare? E o minune. Nu vă puteți închipui.
Iată, în fiecare lună, unii dintre copii revin în familiile lor. Dar lucrul nu se încheie aici. Elaborăm microproiecte pentru a-i ajuta pe părinți, îi trimitem pe copii la școală și toate acestea se realizează în primul rând cu ajutorul persoanelor care colaborează cu noi. E vorba de voluntari care participă. E o minune care ia naștere în fiecare zi prin rugăciune. Avem o capelă și uneori frații și surorile care slujesc nu știu cum să acționeze. Ei se roagă și apoi Domnul îi inspiră. E o lucrare ce pare nebunească. Întru iubirea lui Dumnezeu, iubirea lui nebună pentru om, dar și o minune dumnezeiască de zi cu zi. Papa Francisc a vizitat Republica Democratică Congo în perioada 31 ianuarie-2 februarie, mergând pe urmele Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, care a vizitat acest stat centrafrican în 1980-1985. În timpul acestor zile intense, Papa Francisc a repetat mereu tema călătoriei sale apostolice. Împăcați cu toții întru Iisus Hristos. El și-a arătat mai ales apropierea față de cei săraci și exploatați. Comunitatea Chemin Neuf este un martor indispensabil al acestui mesaj creștin, pe care Sfântul Părinte ni l-a adresat tuturor pentru a-l îmbrățișa și a-l purta mai departe. Știri din Vatican. Fiți bineveniți la buletinul din această săptămână al știrilor din Vatican și al celor privitoare la Sfântul Părinte. Adunarea sinodală continentală din Europa a avut loc la Praga între 5 și 12 februarie. Cei 200 de participanți au dezvoltat dialogul continental pe baza documentelor emise la nivel european și au formulat întrebări cu caracter deschis, destinate aprofundărilor informațiilor furnizate de bisericile locale. 111 membri ai Ordinului Cavalerilor de Malta s-au întrunit pentru a alege noi conducători, în cadrul capitolului general extraordinar convocat de către Papa Francisc. Suveranul pontif le-a spus membrilor participanți: ați scris o pagină foarte importantă în istoria Ordinului. Vă mulțumesc, puteți fi mândri de aceasta. Papa Francisc a aprobat noua Constituție a Ordinului. În cadrul celei de-a 27-a zi mondiale închinate vieții consacrate, Papa Francisc a reamintit rolul spiritual deosebit al fraților și surorilor în cadrul Bisericii Catolice. Acest rol deosebit, le-a spus, rezidă din darul deosebit pe care l-ați primit, un dar care conferă mărturiei voastre un caracter și o valoare aparte. Arhiepiscopul Genschwein a celebrat o liturghie la mormântul papei Benedict cu ocazia împlinirii unei luni de la moartea acestuia. Genschwein a fost mult timp secretarul particular al papei Benedict. El a celebrat liturghia în prezența unui număr redus de participanți. În predica sa a spus: Papa Benedict a fost unul dintre cei mai mari și mai influenți teologi care au stat la Catedra lui Petru. Papa Francisc l-a numit pe episcopul Mario Dorsenville ca episcop auxiliar în arhidieceza Washington, acesta lăsând astfel dieceza de Houma Thibodeau din Louisiana. Episcopul Dorsenville, în vârstă de 62 de ani, s-a născut la Bogota, în Columbia, și urmează arhiepiscopului de 59 de ani, Shelton. Vă mulțumesc că ați urmărit buletinul din această săptămână. Sunt Benjamin Crockett. Revenim peste câteva clipe cu Vaticanul. În 5 februarie 2023, Papa Francisc și-a încheiat călătoria apostolică în Republica Democratică Congo și în Sudanul de Sud.
A fost o vizită de 5 zile, promovată insistent chiar de către papa, care, în ciuda problemelor sale de sănătate, nu a renunțat la ceea ce a numit de la început un pelerinaj ecumenic de pace. A 40-a călătorie internațională a Papei a început în 31 ianuarie, în Republica Democratică Congo, țară africană cu majoritatea populației creștine. Avionul Papei a aterizat în capitala țării, Kinshasa, care, cu cei peste 17 milioane de locuitori ai săi, este a treia mare metropolă a continentului african. În timpul vizitei sale de 3 zile, papa s-a întâlnit cu membrii ai guvernului, conducători religioși și conducători ai societății civile. În numeroasele sale discursuri, el a amintit de un colonialism economic al Occidentului care, în tăcere, continuă să știrbească demnitatea continentului african. Veninul lăcomiei a pătat totul cu sânge. Este o tragedie în fața căreia țările dezvoltate occidentale își acoperă deseori ochii, urechile și gura. Totuși, această țară și acest continent merită să fie respectate și ascultate. Merită să aibă un loc al lor și să aibă parte de atenție. Luați mâinile de pe Republica Democratică Congo, luați mâinile de pe Africa. Nu mai sfâșiați Africa. Nu este doar o mină bună de exploatat sau un pământ de jefuit. L'Africa non è una miniera da sfruttare o solo da saccheggiare. Cu siguranță, unul dintre cele mai emoționante momente ale vizitei a fost întâlnirea cu victimele violenței din estul țării. Dragi frați și surori, fac un apel din adâncul inimii către toate persoanele, către toate organizațiile interne și externe care instrumentalizează războiul în Republica Democratică Congo, destabilizând astfel țara. Voi vă îmbogățiți prin exploatarea ilegală a resurselor acestei țări și prin sacrificiul brutal al unor victime nevinovate. Ascultați strigătul sângelui lor, deschideți-vă urechile la glasul lui Dumnezeu, care vă cheamă la convertire prin vocea conștiinței voastre. Depuneți armele, puneți capăt războiului, destul, nu vă mai îmbogățiți pe socoteala săracilor, nu vă mai îmbogățiți cu resursele și banii pătați de sânge. Înainte de plecarea sa din Congo, au mai avut loc și alte momente importante. Liturghia celebrată pentru pace și dreptate pe aeroportul din Kinshasa, la care au luat parte peste 1 milion de credincioși. Întâlnirea cu episcopii din țară, pe care i-a implorat să nu le fie teamă, de a da exemplul de profeți ai speranței pentru popor. Avem nevoie ca Domnul să ne ajute, să ne însoțească, spuneau episcopii. Iar prezența Papei, care este vicarul lui Hristos, succesorul lui Petru, este o prezență care ne întărește. În după amiaza zilei de 2 februarie, a început a doua etapă a călătoriei cu destinația Juba, capitala Republicii Sudanului de Sud, unde arhiepiscopul de Canterbury și moderatorul Bisericii Scoției îl așteptau pe papa. Din acel moment, cei 3 conducători religioși au început cea mai dificilă etapă a acestei călătorii, în mijlocul unei națiuni sfâșiate de război și de sărăcie. Sudanul de Sud, cu o populație majoritar creștină, și-a declarat independența față de nordul țării musulman în 2011, după un referendum la care s-a obținut 96% de voturi favorabile. După 2 ani, în 2013, a izbucnit în țară un conflict armat, care a continuat intermitent până în ziua de azi. În discursul său, din cadrul întâlnirii cu refugiații, papa a vorbit despre importanța de a apăra fiecare viață omenească.
În decursul anilor, biserica a fost protagonista convorbirilor de pace dintre părțile aflate în război. Datorită acestei lucrări de mediere, pacea începe să fie posibilă în Sudanul de Sud. Cred că prin eforturile lor, comunitățile ecleziale merită să fie sprijinite, dar și misiunile și organizațiile umanitare internaționale, mai ales Organizația Națiunilor Unite. Înainte de a se întoarce la Roma, Papa a condus o rugăciune ecumenică împreună cu reverendul Justin Welby și reverendul Ian Greenshields, lângă mauzoleul John Garang. El i-a invitat pe cei prezenți să se roage, să colaboreze și să meargă pe calea ce duce la adevărata pace. Înainte de a se urca la bordul avionului, Papa a celebrat o sfântă liturghie la care i-a invitat pe cei care au luat parte să nu-și piardă speranța, asigurându-i de rugăciunile întregii biserici. Prin călătoria sa apostolică, Papa Francisc a dat glas și chip celor părăsiți, victimele a ceea ce el numește globalizarea indiferenței. În data de 5 ianuarie 2023, după slujba de înmormântare a Papei Benedict, episcopul José Ignacio Munilla a vorbit despre moștenirea pe care ne-a lăsat-o Papa Emerit. Episcopul de Alicante, Spania, ne-a împărtășit câteva dintre amintirile sale legate de Papa Benedict și, emoționat, a rememorat ultimele cuvinte ale Papei. Excelență, vă mulțumim că sunteți azi împreună cu noi. S-a încheiat acum slujba de înmormântare a Papei Benedict. Ce impresie v-a lăsat această slujbă prezidată de Papa Francisc? Adevărul e că îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în acest loc, într-o zi istorică, emblematică, ca aceasta. Predica Papei a fost centrată pe cuvintele, Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu, iar eu l-am folosit în rugăciunea mea ca să spun, Tată, îl încredințez în mâinile tale pe acela care a fost umbra paternității tale, pentru că Benedict al XVI-lea, asemenea altor părinți într-o credință, pe care ni-a dăruit Tatăl Ceresc, precum Sfântul Iosif sau alții, a fost ca o umbră a lui Dumnezeu Tatăl, acel Tată care, prin paternitatea multora, adumbrește întreaga lume. Ultimele cuvinte ale Papei Benedict, înainte de a muri, au fost, Doamne, te iubesc. Cum interpretați aceste cuvinte? Ei bine, m-au mișcat până la lacrimi când am citit aceste cuvinte. M-au emoționat ultimele sale cuvinte. De ce? Pentru că în cele din urmă ne întoarcem la ceea ce a spus Ioan în Evanghelia sa, capitolul 21, când Domnul îl întreabă pe Petru, Petru, mă iubești? Petru, mă iubești? Petru, mă iubești? Iar la sfârșit, amintiți-vă ceea ce a zis Sfântul Ioan al Crucii. În amurgul vieții vom fi judecați doar după iubire. Așadar, sunt convins că Benedict al XVI-lea a luat acest examen al iubirii cu magna cum laude, pentru că motoul vieții sale a fost iubirea. A fost o persoană căruia Dumnezeu i-a dat darul unei inteligențe excepționale, pe care el a pus-o mereu în slujba adevărului și a iubirii. Amintiți-vă de Caritas in Veritate, enciclica sa, care putea fi și Veritas in Caritate. Iubirea și adevărul sunt indisolubile. Cred că sunt moștenirea timpurilor noastre. Am repetat aceasta de multe ori, că moștenirea noastră este chiar contrapoziția dintre adevăr și iubire. Așa cum Benedict al XVI-lea a fost un papă al adevărului, dar și al iubirii. Iată de ce acest papă teolog a murit spunându-i Domnului, te iubesc.
Cred că este cuvântul de căpătâi care ne explică tot. Iisus Hristos este adevărul și este iubirea, iar cei care îl slujim trebuie să dăm mărturie de această comuniune de adevăr și iubire, pentru ca Hristos să se descopere în viețile noastre, precum a fost și în viața lui Benedict al XVI-lea. Ați putea să ne povestiți câteva amintiri deosebite care vă leagă de papa? Ei bine, am avut acest dar să mi se încredințeze pastorația tinerilor în Spania, în acei ani în care se pregătea Ziua Internațională a Tineretului, celebrată în țara noastră. La Madrid, la Cuatro Vientos, pot să vă mărturisesc că la întâlnirile pe care le-am avut în cadrul organizării Zilei Tineretului, am văzut pe cineva cu adevărat încântat că tinerii îl pot întâlni pe Iisus Hristos. Iată, trebuie spus că Benedict al XVI-lea va rămâne în istorie pentru că a adăugat ceva special la zilele tineretului, ceva ce a făcut la Köln întâi, imediat după ce fusese ales. Un lucru bun adăugat zilelor tineretului care nu fusese inclus în modelul inițial creat de Ioan Paul al II-lea. Despre ce e vorba? De expunerea Sfântului Sacrament spre a fi adorat de acea mulțime imensă. A fost introdusă adorația euharistică la întâlnirea tinerilor. Acum pare ceva normal, dar amintiți-vă că Benedict al XVI-lea a introdus-o la prima zi a tineretului pe care a prezidat-o la Köln. Și apoi, la cea la care am luat și eu parte, lângă Madrid, la Cuatro Vientos. Acolo, în fața a milioane de tineri, am participat la expunerea Sfântului Sacrament în plină furtună. În acea seară, în mijlocul furtunii, s-a înstăpânit tăcerea. Când ploaia și tunetele au încetat, a rămas doar Iisus Hristos Ocrotitorul. A fost ceva de neuitat. Cred că a fost momentul crucial al pontificatului lui Benedict al XVI-lea, când l-a pus pe Iisus Hristos din Sfânta Euharistie în centrul vieții bisericii. Revenim peste câteva clipe cu Vaticano. Vestind Evanghelia într-o lume secularizată. Mesajul meu, a spus cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, este să pun lucrarea mea în slujba adevărului și să sprijin pacea și împăcarea, dar și să ajut lumea să înțeleagă cu adevărat ce este biserica. Cum vestiți Evanghelia în lumea de azi? La sfârșitul lunii ianuarie, 230 de ziariști din 25 de țări s-au reunit ca să discute pe această temă în sanctuarul Sfintei Fecioare de la Lourdes. Cred că modul de a împărtăși cel mai bine Evanghelia online e atunci când oamenii își povestesc viețile. Iată, așa mă rog zilnic, împărtășesc cu alții. Prilejul acestei întâlniri l-a constituit sărbătoarea Sfântului Francis de Sales, Sfântul patron al ziariștilor. Departamentul comunicațiilor al Sfântului Scaun și Federația Mass Media Catolică au organizat o serie de sesiuni, timp de 3 zile, orientate pe principalele argumente care divid biserica și statul. Mesajul Papei Francis din acest an s-a centrat pe inimă, pe caritate, pe iubire și are o mare semnificație pentru profesia noastră. A vedea cu ochii inimii, a vedea cu ochii iubirii, cred că poate fi o bună lecție pentru noi. Specialiștii au vorbit despre criza abuzurilor din biserică, examinând influența rețelelor sociale asupra jurnalismului catolic. Cum se poate vorbi despre diviziunile din biserică cu iubire și mai ales cum putem împărtăși Evanghelia în lumea de azi tot mai secularizată? Într-o Europa secularizată s-au oferit exemple unice de evangelizare.
De exemplu, am vorbit despre Mathieu Jasseron, un preot francez, influencer pe TikTok cu 1 milion de vizualizări. S-a discutat în ziarul nostru, la care lucrez, iar înființat în 1945. Cred că trebuie să interacționăm cu ei pentru că au o audiență mai mare ca a noastră. Felul în care oamenii gândesc și acționează s-a schimbat radical, pentru că am trecut de la o societate bazată pe tipărituri la una bazată pe imagini. Viteza și calitatea informațiilor pe care le folosește în mediul o persoană au crescut exponențial, iar cerințele față de mass media s-au schimbat în mod fundamental. Ceea ce am descoperit la televiziunea KTO este că cu cât spui mai discret suntem catolici, iată cum vedem noi lumea, iată ce dorim să vă spunem, cu atât persoanele care sunt departe de credință devin mai interesate. Pentru că orice ființă omenească e interesată de ce suntem aici, care este sensul vieții, de ce trăim timpuri atât de grele. Și ne întreabă, puteți să ne ajutați? Iar eu cred că putem, cu umilință. Căci nu noi ajutăm, ci Iisus. Concluzia cea mai importantă relevată jurnaliștilor la Lourdes e că acum comunicațiile sunt mai importante ca niciodată, mai ales în domeniul digital, așa cum a fost amintit de către cardinalul Parolin. Opinia publică generală trebuie să știe exact ce este biserica, ce face ea și ce contribuție aduce omenirii.